Meditații pentru părinți. Bun găsit la Meditații pentru părinți. În perioada 1-31 martie, în România și Republica Moldova, se va desfășura Luna pentru Viață 2016. Pentru viață, pentru familie, pentru femeie. Având ca punct culminant Marșul pentru Viață, pentru familie, pentru viață, pentru femeie, organizat sâmbătă 26 martie. Mesajul pe care își doresc organizatorii să îl aducă în public în acest an este legat de binele femeii însărcinate, care, spun ei, nu este opus binelui copilului pe care îl poartă, ci ele se construiesc unul pe altul, în așa fel încât familia și societatea să câștige împreună din sprijinul acordat femei în perioada de sarcină, femeii în general aflate în criză de sarcină. Am invitat-o astăzi alături de mine pe doamna Ioana Picoș, care este purtătorul de cuvânt al acestui eveniment. Bun venit la noi, doamna Picoș! Bine v-am găsit, mă bucur că m-ați primit. Le spunem dragilor noștri că sunteți actriță, da. Și că v-ați pus în sprijinul acestei acțiuni nu începând cu anul acesta, ci începând cu 2014, când s-a făcut încă o ediție a Marșului pentru Viață. Bine, el este în România existent din 2008. Este adevărat că România are o istorie mai micuță la capitolul Marșul pentru Viață, spre deosebire de alte țări, de exemplu în Statele Unite este de peste 40 de ani acest Marș pentru Viață, dar creștem încet și sigur și suntem în legătură cu celelalte țări, ne ajutăm, comunicăm, ei sunt ca niște frați mai mari de la care noi învățăm și iată că am reușit ca pe parcursul anilor să tot creștem de la 44 de orașe. Anul acesta sperăm să ajungem la peste 100 de orașe în România și Republica Moldova, în care pe 26 martie mămici, tătici, copii să iasă afară la o plimbare, să mărșăluiască cu baloane și cu voie bună și să spună: noi suntem pentru viață, sprijinim femeia, copilul nenăscut. Tăticii spun: noi sprijinim familia și ne asumăm responsabilitatea copiilor noștri și a femeii pe care o iubim. Și în principiu noi asta spunem: bărbații adevărați aleg viața și sunt responsabili, iar ei sprijină femeia să poată să devină mamă și împreună să aducă pe lume copilul care să formeze o familie frumoasă. Înțeleg că alături de acest marș, pentru că vorbim de o lună întreagă, vor fi conferințe și tot felul de manifestări care să aducă în conștiința publică mesaje, informații legate de un subiect extrem de delicat, avortul. Așa este, dar este o preluare a acestui subiect într-o alt fel de manieră. În sensul că Studenți pentru Viață, Asociația Studenți pentru Viață și Asociația mea Feminism Pro Familie încearcă să explice oamenilor din România că această educație pro-viață și pro-familie nu înseamnă neapărat că noi spunem ne dorim interzicerea avortului, nici într-un caz. Noi nu asta ne dorim, pentru că nu considerăm că aceasta ar fi o soluție. În timpul comunismului acest lucru s-a întâmplat, s-a întâmplat să fie legalizat avortul, s-a întâmplat să fie interzis, ca după aceea să fie legalizat din nou și iarăși să fie toată nebunia aceasta. Statistic vorbind, s-a văzut că și cu avort și fără avort lucrurile au stat cam la fel. În sensul că și cu legalizare și fără legalizare. Femeia tot a făcut avort, deci nu. Avortul este un efect, nu este o cauză. Iar noi încercăm să responsabilizăm societatea din România să aibă o cultură și o educație în acest sens și să înțeleagă care sunt cauzele pentru care se ajunge la această traumă a avortului. Pentru că, în definitiv, nicio femeie nu este fericită vreodată să se ducă și să facă
un avort. Este o traumă atât pentru ea, cât și pentru soț. Mai devreme sau mai târziu este o durere în suflet, este o durere care apasă familia respectivă și chiar și copiii care deja există. Sunt foarte multe mărturii ale copiilor care au auzit că mami va face avort, au înțeles cam ce înseamnă lucrul acesta în mare, adică cineva din burtică de acolo va fi omorât, iar ei au ajuns adulți cu traume și care îmi spuneau, chiar ieri m-am întâlnit cu astfel de fată și îmi spunea, eu țin minte că mama mă avea pe mine, l-avea pe fratele meu în burtă și și-a provocat un avort, iar eu îl visam pe fratele meu, ani la rând. Deci, vorbim de o traumă care se extinde asupra întregii familii. Ei bine, în luna pentru viață, care, da, are loc în toată luna martie, noi ajutăm oamenii să înțeleagă de ce este frumos și constructiv, din toate punctele de vedere, să existe sprijin pentru viață și pentru femeie, prin expoziții, prin conferințe. De altfel, se poate intra pe site-ul www.studenți-pentru-viață.ro și acolo este tot calendarul de activități, tot ceea ce se va întâmpla, el este updatat și se va spune acolo în ce dată și unde se fac activitățile pentru viață. Și astfel, iată că pot să spun cu mare bucurie că lucrurile s-au schimbat. Oamenii au început să înțeleagă mai mult. Se fac tot felul de evenimente. De exemplu, în anul trecut, un eveniment tot al Studenți pentru Viață a fost ca pe 8 martie să ofere câte o floare cu un bilețel "Mamă, îți mulțumesc că m-ai născut." Ei bine, în mod normal ai spune că nu e mare lucru. Ce mare lucru, oferi o floare. Dar acest lucru, ca să vă dați seama de importanța sprijinirii femeii, doar și cu o floare. Ei bine, după acest eveniment, după 8 martie, voluntarii de la Studenți pentru Viață s-au dus în parcuri și au dat și maternități. Și au dat câte o floare cu acest bilețel și câteva săptămâni, chiar cred o lună mai târziu, pe mailul de la Studenți pentru Viață a ajuns un mesaj și a spus, mă rog, mă numesc X și vreau să vă spun că în data de 8 martie eram în parc și cineva de la Studenți pentru Viață mi-a oferit o floare cu bilețelul "Mamă, îți mulțumesc că m-ai născut." Atunci nu am spus nimic, am primit floarea. Acel voluntar a plecat mai departe, dar eu v-am scris pentru că am vrut să vă spun că eu atunci eram pe drum spre spital, mă duceam să fac avort. Nu am mai făcut avort și vreau să vă mulțumesc pentru că copilul meu se va naște. Ce înseamnă un gest frumos de sprijin pentru o femeie care se află în criză de sarcină, pentru că foarte mulți se întreabă, bine, dar ce pot eu să fac? Nu sunt tatăl copilului, nu sunt mama copilului, nu sunt familie. Cu ce drept aș putea eu? Dar este fals. O femeie își dorește să fie sprijinită, cu o vorbă bună. Poate nu are serviciu. Încearcă să-i găsești. Întreabă. Românii sunt foarte cunoscuți pentru faptul că ei sunt săritori și se ajută. De ce să nu ajuți și pe partea asta? Facem voluntariat pentru orice, dar nu pentru un copil. În condițiile în care un copil este cel mai frumos lucru care se poate întâmpla, e o viață de om. Și cât de bine te-ai simțit dacă te-ai gândit, domnule, pentru copilul ăsta am participat și eu cu puțin și s-a născut și uite și datorită puținului pe care eu l-am făcut. Câtă bucurie aduce acest lucru în sufletul unui om. Și atunci, iată, noi încercăm să spunem, dacă este vecina ta într-o situație ca asta, nu stigmatiza, nu eticheta, dacă este o fată din liceu, nu râde de ea. Pentru că este vorba despre o persoană care are nevoie de ajutor, ea este o fată puternică. Băiatul care a lăsat-o, acela nu este puternic. Ajută-o pe ea să fie puternică. Eu am un astfel de exemplu, o fostă colega mea a rămas însărcinată la vârsta de 16 ani și o dau exemplu întotdeauna la licee când mă duc și vorbesc cu copiii și le spun, dragii mei, ea a crezut orbește în acea iubire, în vorbele goale. Dacă băiatul respectiv nu își asumă relația, nu se va căsători cu tine, ce te face să crezi că va merge mai departe dacă va apărea un copil? Ei bine, copilul a apărut. El a dat bir cu fugiții, iar ea a aflat tardiv că este însărcinată, ea fusese virgină. Nu prea știa prea multe despre lucrurile astea. Ei bine,
acest lucru s-a terminat astfel. La 16 ani a rămas însărcinată, a tras tare să-și încheie mediile, pentru că urma vacanța de vară, a făcut acest lucru, nu a spus nimănui că este însărcinată. La 7 luni ea nu mai venea la școală, dar avea mediile încheiate, mă rog, chipurile a avut un oreion ca să nu știe nimeni de ea și în vacanța de vară a născut, a reușit să își revină în formă pentru că la vârsta aceea îți revii foarte repede, iar noi am aflat de-abia în clasa 12-a că ea avea o fetiță de aproape 3 ani. A fost incredibil. Spuneam de această fostă colega mea care la 16 ani, rămânând însărcinată și fiind părăsită de băiatul respectiv, a ales totuși să nască copilul. Nouă nu ne-a spus nimic. În clasa 12-a la BAC a venit cu fetița de mână, iar noi am avut un șoc. Era... nu ne-a venit să credem. Am crezut inițial că e o glumă, dar semănau, adică era clar că e copilul ei. Și asta nu a împiedicat-o să-și dea bacul, să-l ia, să intre la facultatea de drept, apoi să lucreze chiar în SRI, apoi n-a mai lucrat acolo, s-a reprofilat. Ideea este că ea a ajuns să lucreze, a ajuns să își împlinească visul, iar acum când mă uit pe Facebook și o văd împreună cu fiica ei, care deja este o domnișoară în toată regula, o văd fericită și scrie, ea este fiica mea, și este cel mai mare dar pe care l-am primit de la Dumnezeu și este cea mai mare comoară din viața mea. N-am făcut în viața mea ceva mai bun decât atât. Sunt foarte multe situații însă în care o femeie aflată într-o astfel de situație nu are suficient sprijin de la familia ei, pentru că eu îndrăznesc să-mi imaginez că în povestea pe care ne-ați spus-o, a existat sprijin din partea familiei. Poate a existat, nu poate inițial. N-a existat. Însă sunt foarte multe situații în care, în disperare de cauză, femeile aleg să se despartă de o bucată importantă din viața lor. Niciuna nu o face ușor, sunt convinsă de asta, indiferent cât de mult se duce în negare în momentul ăla, însă este o traumă care, așa cum ați spus, are impact nu numai asupra propriei vieți, ci asupra întregii familii. Întregii familii, asupra întregului copac transgenerațional, dacă da. Putem să spunem da. Așa. Cum puteți face, pentru că știu că asta este una dintre preocupările pe care le aveți, să sprijiniți oamenii foarte tineri în așa fel încât ei să prevină un eveniment nedorit. În așa fel încât atunci când o sarcină se instalează, să fie ceva plănuit, dorit, binevenit. În primul rând, este vorba despre o responsabilizare a tinerilor. Din păcate, ei au impresia că dacă își încep viața sexuală mai devreme, sunt mai cool. Ori eu încerc să le explic că nu despre asta este vorba, iar actul sexual vine odată cu foarte multă responsabilitate. Și în momentul în care întreb pe băieți, ok, și dacă ați decis de astăzi sau de mâine să vă începeți viața sexuală, ați decis totodată să vă asumați și un copil? De cele mai multe ori ochii sunt în parchet și sau pe tavan, pentru că ei nici nu se gândesc la asta, ceea ce nu este normal. Și nu cred că este normal să privești un copil ca pe o greșeală sau ca pe o eroare sau ca pe o chestie de care trebuie să scapi. Nu, este un lucru firesc și normal că în momentul în care îți începi viața sexuală, acest lucru este foarte posibil să se întâmple. Ori dacă tu iei o fată doar pentru actul sexual, ce relație este aceea? Stau și mă întreb. Adică am pus întrebarea, dacă vreți să știți la ce nivel vă aflați cu relația voastră, dragii mei, excludeți sexul și cu ce ați rămas. Pentru că, într-adevăr, se poate întâmpla, să fim serioși, anticoncepționalele, deja sunt atât de multe studii și sunt atât de multe cazuri de femei care au murit din cauza anticoncepționalelor, a cheagurilor de sânge care se formează. Este arhi cunoscut acest efect și nimeni nu le spune fetelor acest lucru. Le pompează pastile pe gât, hormoni sintetici, femeile practic înghit
hormoni și își riscă 400% șanse de cancer pentru sex gratis și fără responsabilități din partea băieților. Ori deja pe o idee ca asta este un dezechilibru de iresponsabilizare a băiatului și de un fel de suicid, dacă vrei, lent al fetei. Pentru ce? Doar pentru sex? În condițiile în care, hai să zic, prezervativul se poate rupe. Din nou, cunosc un caz, o fată a făcut sex, prezervativul s-a rupt, ea a luat acea pastilă de a doua zi, care este o bombă toxică pentru organism, este îngrozitoare pentru organismul femeii. În definitiv, tu practic îți biciuiești organismul pentru faptul că ești sănătoasă. Cum este asta logic și normal? Pastila anticoncepțională este singura pastilă pe care o femeie o ia pentru simplu fapt că este sănătoasă. Nu e nimic ilogic în toată treaba asta? E bine, și revenind la această fată, și cu pastila de-a doua zi luată, a rămas însărcinată. A intrat în acea criză de sarcină, din păcate nu m-a sunat, deși mă cunoștea, și-a provocat un avort, iar acum își plânge în pumn și regretă amarnic acel avort și a dat seama de ce a făcut de-abia momentul în care și-a văzut copilul, pentru că a și văzut rezultatul avortului, dar a fost prea târziu. Și asta încerc să le spun copiilor, dragii mei, abstinența, ținută cât mai mult, este singura care vă poate proteja și de o sarcină, dar nu sarcina este cea mai grea și cea mai gravă. Și bolile cu transmitere sexuală, 30% dintre bolile cu transmitere sexuală nu se pot vindeca. Iar ei nu știu asta. Adică nu e o pastiluță și gata, e totul în regulă. Nu le vindeci, trăiești cu ele tot restul vieții. Și gândește-te că pentru o greșeală pe care o faci la 16-17 ani, te duce pentru toată viața și vrei și tu să te căsătorești cu o fată, nu? Și îți place de ea la 20, 25, 30 de ani, cât o ia avea tu. Și tu ai o boală cu transmitere sexuală și trăiești cu ea. Și tu cum îi spui fetei alea, draga mea, te iubesc, uite inelul. Știi, pe lângă mine o să mai ai și tu o boală cu transmitere sexuală, pe care și tu o vei da copilului tău dacă îl vei naște pe cale naturală. Iarăși, nimeni nu spune lucrurile astea. Acum câteva zeci de ani existau doar 5 boli cu transmitere sexuală, acum sunt peste 30. Din acest motiv, hipersexualizarea copiilor. Mass media greșește foarte mult și vinde multă sexualitate, televizorul, foarte multă sexualitate, revistele, peste tot, fetelor se spune trebuie să fii cu buzele umflate, nu știu cum, cu sânii, cu pade, iar băieții să aibă pectoralii, nu mai știu cum. Și asta înseamnă să fii om și așa vei fi iubit și dorit. Fals, nu așa vei fi iubit și dorit. Fetele sunt doar o bucată de carne care este vândută. Asta este o femeie. Bărbatul ce este în definitiv? Și le-am spus, dragii mei, dacă tu nu poți... Știți, m-au întrebat ce înseamnă postul. Iar eu le-am spus, dragii mei, postul este foarte cool. Dacă tot vreți să știți ceva cool, cool este să ții post. De ce? Păi hai să vă explic. Postul înseamnă autocontrol. Dacă tu ești om și ești superior animalelor, da, ești superior cățelului tău de acasă, vei putea să te abții măcar 2 zile pe săptămână, măcar o lună, de la a mânca lapte, brânză, carne, ouă și a face sex. Ia să vedem, poți să faci asta? Adică să nu te controleze pe tine corpul, ci să controlezi tu corpul, pentru că altfel cu ce ești tu diferit față de cățelul tău de acasă? E, ești cool sau nu ești cool? Pentru că merg mai departe. Vă veți căsători. Ok, și să spunem că ești în cadrul corect, al unei familii. Dar oare acel bărbat, dacă nu se poate abține de la sex, sau acea femeie, dacă nu se poate abține de la sex, oare aceea nu te va înșela când ești tu plecat într-o delegație? Sau dacă ție ți-e rău, tu, Doamne ferește, se întâmplă ceva și ești la spital, și stai 3 săptămâni în spital, și stai o lună în spital, ce se întâmplă cu celălalt? Te va înșela pentru că nu se poate abține? Deci iată, vreți să știți lucrurile cool. Dragii mei, firescul este cool. Să fii firesc. Nu la 16-17 ani să faci lucruri pe care ar trebui să le faci într-un cadru când ești căsătorit, când poți să-ți asumi cu totul. Ioana Picoș, mulțumesc pentru informații și pentru problemele care au fost ridicate. Sperăm că cei care vor fi interesați să afle mai multe despre toate aceste lucruri care au legătură cu familia, cu viața, cu femeia, vor căuta să afle de la voi în toată această lună în care se vor discuta lucruri grele, dar cu soluții pe măsură.
Îi invit pe dragii noștri care ne-au ascultat să ne scrie în legătură cu întrebările pe care le au la meditatiipentrupărinți@rondițipiți.ro. Sunt Cristina Trepcea, pe curând! Ai ascultat Meditații pentru Părinți!